și asigurarea contribuției pentru a contribuția noastră către acest proiect. Puțin domnul Sobol, da? Domnul Sărăstat. Deci, administrația primăriei vine cu propunerea de a selecta și aproba propunerea de subproiect în cadrul cererii de grant la FISM, pentru promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă în domeniul tehnologiilor de energie renovabilă, la grădinița numărul 5. Ce vrea să însemne asta? Este vorba despre instalarea, hai să spunem noi așa, o instalație de încălzire a apei menajere de bază de energie solară la grădinița numărul 5 pentru 6-7 grupe de copii. Proiectul tehnic se efectuează la moment de către un proiectant selectat de FIS. Prețul aproximativ ar fi de 200.000 lei. Contribuția noastră ar fi de minim 15%. Conform practicii, 15%. Asta ar însemna cam 30.000 de lei. Și mai trebuie să aprobăm componența agenției de implementare. Mai a venit cu propunerea cel nou legislator președinte, care a venit aportabil, Răjmaș Tatiana, membru, director al grădiniță numărul 5, și din partea direcției grădiniță numărul 5 a venit propunerea un părinte, Ionaș Natale. Și vă rog să mă ați consilier, să propuneți dumneavoastră trei consilieri ca să fie agenția de implementare. Contribuția comunităților este 15% de la rând, ei totul se împartă. Contribuția autorității publice locale și a părinților. O să fie acolo vorba de sumă, dar sigur. Da. Este ca un maximat. Nu am întrebări de domnul Este membrii. Da, membrii agenției de implementare în comisie care a discutat la ședință, o să propun, adică Consiliul stabilește. La tot conținutul decizii, trecem la numirea tot de Consiliul, avem membru acestui comis. Ce propunere de domnul? Propunere. Mă rog, zahim tot. Tot de tot vorba. Dar era propunerea mea să urmărim în componența comisiei cu încă 2 membri ca să fie... Ca să plecă și de la... Nici o problemă. Nu există limită de membri, nu există, nu i-am pus așa. Ce-a fost... Pânzea, da? Numai adică să fie membrii care să participe la implementarea acestui proiect, nu să fie invitați să vină, să vină, să prezinte, sigur. Asta este că... Adică să nu trebuie să mă... Dragul meu, și tot domnul Sorin. Mai sunt propuneri. A fost propuneri să mai mergem. A fost propunere de nouă, nu știu prea la voi, da? Cum? A fost propunerea să fie de nouă. Asta e o propunere și de nouă. De timp, dacă vreți să pun, eu propun la voastră. Eu răspund că ar fi echitabil ca să fie reprezentanța fracțiunilor. Ești independent de fracțiune și de democrație. Este bine să vedeți această comisie. Spuneți la văzut că e o care ne dea, dar e cu vreau să-i încălză la locuie. Vă spuneți. Spuneți, conform regulamentului, noi trebuie să vă propunem propunerea care va fi prezentată la primărie, sau la un primar. Funcție de 7 membri. Te rog să propunem de 9 membri și adăugăm de 2 membri. De 3 membri s-au adăugat aici, da? Ce spune domnul președinte? Da. Eu permit să presupun că ar fi logic să puneți întâi la vot propunerea mea de modificare a numărului membrilor. Și dacă propunerea mea nu trece, atunci... Deci, după regulament trebuie să fie întâi la vot de ce cele nu este. Spune întâi să propune care poate să prima dată. Da? Nu. Da, facem la vot propunerea care a fost dat domnul primar. Cu privire la acceptarea și aprobarea propunerii de subproiect și cu instituirea comisiei din 7 membri.
care au fost inimiții, da? Membri urmași Natalia, Brânzare, Sergiu, Drăguța, Vătine și Domnul Sfânt. Cine este pentru această decizie? Rău votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abținuți. Deci a trecut propunerea care a fost la domnul primar demisia acum în număr 7 membri. Așa rămâne. Domnul președinte, nu se roagă, propunerea domnului Tovan, inițial să fie fără, așa cum este comisia, fără propunerea noastră. A doilea moment în care schimbă propunerea domnului Cotovan din nou membru și a treia membri care s-au fost propuși. Așa că și cum ați a votat, dar nu s-a votat. Nu s-a votat, dar s-a votat nominal. Inițial. Inițial, nu s-a votat. S-a votat cu. Nu s-a votat inițial. Decizia. Dar nu s-a votat. De că nu s-a votat. Comisia a fost propusă, dar nu inițial. Stimați, fac corect. Să-mi permiteți, eu vreau să fac o mică remarcă și cred că mai trebuie să luăm cât de față de problemă care e. Din moment ce nouă ni se propune un proiect de decizie, la care măcar noi nu putem să înțelegem care este atitudinea Consiliului față de modificări la propunerea propusă nouă, mi se pare că noi ne transformăm într-un organism de votare și nu de modificare. Eu presupun că dacă unul din consilieri are propuneri de a modifica unul din proiectele respective, e ar fi logic să se pună la vot modificarea și dacă nu trece modificarea, se pune varianta propusă nouă spre examinare. Cu sau fără modificare care a fost propusă, votată sau nu votată. Vreau să rog domnul. Nu știu dacă ați votat așa, dar eu vă duc și eu normal aș fi acceptat să fie de nou membri. Să nu lăsăm într-o parte din cei care sunt dependenți, nu lăsăm din Partidul Democrat. Nu sunt partea ideală sau altceva. Dar e creată o comisie. Noi am dat o propunere pe altă pensați. Altă propunere și-ar fi logica să fie reprezentanță la toți cei care sunt aici. În caz nu vă dați de-am să votat, nu mai putem schimba. Așa că este la genere. N-ar fi nicio problemă să fie nouă. Dar să votat prima variantă de autoritate. Am ieșit prima variantă. A doilea variantă automaticare. Domnul Cazumista, dacă nu existat, dumneavoastră două persoane. În cazul ăsta trebuie să punem la vot câți membri comise și ei. Și atunci era... I-am propus și votăm component și gen proiectul de genere. Trebuie să punem la vot așa să fie. Thank you.